În România sunt raportate 7.439 de cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și 1.275 de cazuri sunt reconfirmate în urmare testărilor. Astfel că în Arad sunt 33 de cazuri reconfirmate, în Cara Severin sunt 48 de cazuri, în Dolj sunt 12 cazuri, Gorjul are 22 de cazuri reconfirmate, județul Hunedoara are 33 de cazuri, județul Mehedinți 14, iar județul Timiș are 75 de cazuri reconfirmate prin retestare. S-au efectuat 4.293.672 de teste, dintre acestea 29.151 au fost efectuate în ultimele 24 de ore. 19.176 de teste au fost făcute în baza protocolelor medicale, iar 9.975 de teste au fost făcute la cerere. România a ajuns la 524.675 de persoane diagnosticate cu COVID-19 și 416.797 de persoane au fost declarate vindecate. Datele Institutului Național de Sănătate Publică ne arată și numărul cazurilor de îmbolnăvire raportate de fiecare județ. Aflăm astfel că județul Arad are 12.215 cazuri, cu 78 de cazuri noi față de ieri, care se Severinul are 5.249 de cazuri, cu 62 de cazuri noi față de ieri. Județul Dolj are 13.022 de persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2, cu 60 de cazuri noi față de ieri, în timp ce județul Gorj are 4.590 de persoane diagnosticate cu 26 de cazuri noi. Județul Hunedoara a ajuns la 9.735 de cazuri, cu 161 de cazuri noi. Județul Mehedinți înregistrează 4.268 de persoane diagnosticate cu COVID-19, cu 34 de cazuri noi față de ieri, iar județul Timiș înregistrează 244 de cazuri noi, atingând pragul de 20.857 de persoane diagnosticate. România are 12.660 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu COVID-19, 213 înregistrându-se în ultimele 24 de ore, inclusiv în județele Arad, Cara Severin, Mehedinți și Timiș. În unitățile sanitare, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.571, dintre acestea 1.276 sunt tratate pe secțiile de terapie intensivă. 42.582 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, în timp ce alte 11.957 se află în izolare instituționalizată, iar 66.867 de persoane se află în carantină la domiciliu și 128 în carantină instituționalizată. Ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55 privind măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat 3.403 sancțiuni contravenționale în valoare de 564.101 lei. Neînțelegerile dintre PNL și USR Plus din județul Arad, pe marginea desemnării celor doi viceprimari ai municipiului reședință, continuă, la fel cum este și în cazul județului Timiș. USR Plus anunță că își menține poziția exprimată în urma alegerilor locale din septembrie, conform căreia în municipiul Arad cei doi viceprimari trebuie să fie de la alte formațiuni politice decât PNL. USR Plus mai arată că alegerile parlamentare au poziționat formațiunea aproape de PNL în municipiul Arad, iar acest lucru denotă că executivul local trebuie partajat, astfel încât dacă primarul este de la PNL, viceprimarii să fie de la alte partide. De cealaltă parte, președintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă, spune că PNL nu poate renunța la un post de viceprimar pentru că este formațiunea numărul 1 în municipiu, conform scorurilor de la alegerile locale și parlamentare. Județul Timiș va avea 14 parlamentari în mandatul 2020-2024. Alegerile în județ au fost câștigate de USR Plus, atât în Timișoara cât și în județ, pe locul al doilea fiind PNL, urma de PSD și AUR. Senatorii vor avea cel mai probabil primele trei partide, dar și AUR ar putea prinde un mandat la redistribuire. Conform calculelor, în urma primei distribuiri la Senat, USR Plus primește un mandat din cele patru, la fel ca și PNL și PSD, iar la Camera Deputaților primește două mandate, la fel ca PNL. PSD va avea un mandat de deputat, iar celelalte se vor redistribui, deci USR Plus și PNL vor avea câte trei deputați. După numărul de voturi obținute în județul Timiș, în Parlament vor merge la Senat de la USR Plus Raul Trifan, de la PNL Alina Gorghiu, de la PSD Eugen Dogariu. Cel de-al patrulea mandat ar putea veni fie de la USR Plus Dan Rișneac, fie de la AUR Dorina Oltean. În Camera Deputaților vor merge de la USR Plus Cătălin Drulă, Liviu Toda, Nicu Fălcoi, iar de la PNL Marilen Pirtea, Ben Oni Ardelean, Cosmin Șandru, iar de la PSD Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, iar de la AUR Ciprian Titi Stoica. Cel de-al 10-lea mandat de deputat ar putea ajunge chiar de la UDMR, dar va fi mai clar atunci când se vor afla rezultatele finale la nivel național. AUR a obținut un scor impresionant atât la nivel național cât și la nivel local. În Arad, Alianța pentru Unirea Românilor a obținut peste 13%, rezultatele fiind momentanele parțiale. Rezultatele îi vor trimite în Parlament pe candidații AUR, partidul înființat în septembrie 2019, urmând să devină așadar un partid parlamentar. La Arad, AUR a avut liste de candidați atât pentru Camera Deputaților cât și pentru Senat. La Camera Deputaților, lista este deschisă de către doctorand inginer economist Vasile Nog, fost șef de secție și ulterior manager al unei fabrici renumite din Timișoara, iar în prezent responsabil de departamentul
tehnic și investiții într-o companie mare și cu îndelungată istorie din Arad, după cum se arată în prezentarea candidatului pe pagina sa oficială. Deține studii post-liceale de analist programator și funcționar bancar, a absolvit două facultăți, obținând diplomă de inginer mecanic la Universitatea Politehnică Timișoara și economist Universitatea Vasile Goldiș din Arad. Are un masterat în managementul calității proceselor tehnologice și este în prezent doctorand la Facultatea de Mecanică a Universității Politehnică Timișoara. La Senat, lista este deschisă de către cercetătorul științific Flaviu Călin Lădașiu Ciolacu, născut în anul 1970 în Arad. Are experiență profesională în cercetare, dezvoltare și management și este în prezent cercetător științific la Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată din Timișoara. Este inginer chimist cu diplomă obținută la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, cu licența la Universitatea Gheorghe Asachi din Iași, deține un doctorat în chimie din Australia și studii postdoctorale în Germania. A lucrat ca și chimist și cercetător în Australia, dar și în Arad. O expoziție care îndeamnă la empatie și toleranță deschisă în Piața Libertății a fost furată de mai multe ori. Expoziția Toleranță 2020 Empatie în timp de pandemie a fost deschisă la Timișoara în 16 noiembrie din Piața Libertății cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței. A fost vernisată și în București în 22 noiembrie, afișe din cadrul acesteia fiind montată pe gardul Muzeului Național al Colecțiilor de Artă. Pe lângă Timișoara și București, expoziția a putut fi admirată și peste hotare în Canada, Coreea de Sud, Indonezia, Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina și Taiwan. Vorbim despre afișe din colecția The Tolerance Project, fondată de designerul newyorkez Mirko Ilić, care cuprinde lucrări ale unor artiști din toată lumea. Din păcate, la Timișoara lucrurile au degenerat după ce un politician s-a folosit în campania electorală de expoziție pentru a instiga la ură și agresivitate, acuză organizatorii. Curatorul Ovidiu Hrin divulgă povestea tristă a lucrărilor expuse în orașul care în 2023 va fi capitală culturală europeană. Prima reacție de ură și agresivitate îndreptată asupra expoziției a fost în social media și a constituit probabil și focarul pentru toate cele care au urmat, spune el. Este vorba despre un video live făcut în 20 noiembrie de către candidații PMP Timiș, care s-au folosit politic de conținutul expoziției pentru a crea vâlvă. Afișele hulite și intolerant comentate în live-ul de pe internet au fost apoi furate peste noapte, lăsând locul pe care îl ocupau în expoziție cariat. Povestea a degenerat cu câteva zile înainte de alegeri. În 2 decembrie afișele au fost vandalizate, iar în 5 decembrie jumătate dintre ele au fost furate. Ovidiu Hrin spune că va depune plângere la secția 1 Poliție Timișoara. O listă actualizată cu parohiile vacante pentru care pot opta pentru transfer doar preoții din cadrul eparhiei Aradului, care întrunesc condițiile statutare de transfer, a fost publicată de Arhiepiscopia Aradului. 5 parohii din județul Arad se regăsesc pe această listă. Fiecare din ele are biserică și casă parohială, așteptând doar un preot paroh care să-i păstorească pe credincioși. O singură parohie din cele 5 aparține protopiatului Arad, parohia Bodrogul Nou. 80 de familii cu 130 de enoriași sunt arondați acestei parohii și în protopiatul Sebiș este o parohie vacantă, cea din Revetiș, care numără 170 de enoriași. În protopopiatul Lipova sunt numai puțin de 3 parohii vacante, parohia Corbești, Ilteu și Țela. Accederea în unul din aceste posturi se face pe baza selecției dosarelor de candidare. Stațiunea Montană Parâng este cea mai veche din județul Hunedoara și printre cele mai vechi din țară. Acum, o imagine cu parângul de acum 40 de ani a fost postată pe rețelele de socializare, de unde se observă că și acum 4 decenii parângul era frecventat de sute de turiști. Stațiunea Parâng este localizată la o altitudine de aproximativ 1800 de metri în partea estică a defileului Jiului, la o distanță de aproximativ 5 km de Petroșani în munții Parâng, al căror potențial turistic este deosebit de mare conform autorităților locale. Această locație a devenit în ultimii ani din ce în ce mai cunoscută în rândul turiștilor, în special iubitorii sport de iarnă, datorită prezenței pârtilor moderne de care dispune, arată Centrul Național de Informare Turistică Petroșani. Începând cu anul 2009, stațiunea Parâng a fost atestată ca stațiune turistică de interes național. Aceasta este amenajată cu cabane turistice și diverse construcții de odihnă care se bucură de un flux numeros de turiști provenind nu numai din localitățile din Valea Jiului. Viceprimarul municipiului Lugoj din județul Timiș, Bogdan Blidariu, este infectat cu noul coronavirus. Bogdan Blidariu spune că s-a simțit rău în cursul săptămânii și a făcut un prim test COVID-19 care a ieșit neconcludent. Ulterior, viceprimarul s-a izolat și a repetat testul care a confirmat infecția cu SARS-CoV-2. Până săptămâna trecută, în primăria Lugoj a existat un focar de coronavirus după ce 14 angajați au fost confirmați la începutul lunii trecute. Cube TV vine oră de oră cu rezultatele parțiale oficiale în ceea ce privește alegerile parlamentare 2020. Scorul actualizat al partidelor, aproape de finalizarea numărării tuturor voturilor, arată asemănător cu ziua de ieri. Astfel, la momentul actual, PSD colorează în continuare jumătate din țară, iar Alianța USR Plus s-a impus în capitală, în Timiș și în Brașov. Comparativ cu ziua anterioară, acum și Iașul s-a colorat din albastru, ceea ce reprezintă USR Plus, în roșu, ceea ce reprezintă PSD. PNL câștigă în zona de nord-vest parțial în Transilvania, în timp ce UDMR rămâne stabil în județele
Satu Mare, Mureș, Harghita și Covasna. În județele în care postul de televiziune Cube TV emite prin cablu, situația actuală de la rezultatele parțiale stă în felul următor. În Cara Severin a câștigat PNL cu 33,67% din voturi pentru Senat, însă în cazul Camerei Deputaților PSD este pe prima poziție cu 32,73% din voturi. Arădenii, în schimb, au ales Partidul Național Liberal și pentru Senat și pentru Camera Deputaților. Timișenii, de asemenea, au votat același partid pentru Senat și Camera Deputaților, acela fiind USR Plus. În cazul Hunedoarei, Gorjului, Mehedințului și Doljului, PSD este pe prima poziție atât în Senat cât și în Camera Deputaților, la mare diferență de partidele de pe pozițiile 2 și 3, așadar, cel mai probabil așa va arăta harta alegerilor și la finalizarea numărării tuturor voturilor. Alegerile parlamentare din 6 decembrie au schimbat configurația politică a actualului Parlament în funcție de numărul de senatori și deputați pe care fiecare partid a reușit să-l obțină în urma scrutinului. Fiecare județ reprezintă o circumscripție electorală, iar numărul de deputați și senatori este stabilit în funcție de numărul populației din județul respectiv. Conform legii 208 din anul 2015 privind organizarea alegerilor, sunt instituite 41 de circumscripții electorale, câte una pentru fiecare județ, o circumscripție pentru capitală și încă o circumscripție pentru românii din diaspora. Prin raportarea la numărul de locuitori, un deputat reprezintă 73.000 de locuitori dintr-un județ, iar un senator este ales la fiecare 168.000 de locuitori ai județului respectiv. La redistribuire se mai adaugă un deputat sau chiar și un senator în județele în care este depășită jumătatea normei de reprezentare. Numărul mandatelor de senator nu poate fi mai mic de 2 în niciun județ, iar numărul mandatelor de deputat nu poate fi mai mic de 4, conform legii organizării alegerilor. Diasporei, care reprezintă circumscripția electorală 43, îi revin 2 senatori și 4 deputați. Județele care vor avea cei mai mulți aleși pentru că au și cele mai mari populații sunt județul Timiș cu 4 senatori și 10 deputați și Doljului cu 4 senatori și 10 deputați, în timp ce județul Mehedinți are minimum de parlamentari, adică 2 senatori și 4 deputați. Județului Arad îi revin 3 senatori și 7 deputați, județului Hunedoara 3 senatori și 6 deputați, în timp ce Caraș-Severinul va avea 2 deputați și 5 senatori, iar județului Gorj îi revin 2 senatori și 5 deputați. Premierul Ludovic Orban și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru. Acesta spune că nu se cramponează în funcția de premier. Decizia vine după o discuție avută cu președintele Klaus Iohannis și după ce partidul său, Partidul Național Liberal, a fost învins de social-democrați la diferență de aproximativ 5 puncte procentuale la alegerile din 6 decembrie. Ludovic Orban, care conducea de un an și jumătate un guvern minoritar, a spus că renunță la mandat ca să permită formarea unui nou guvern stabil. Demisia premierului înseamnă demisia întregului guvern. După demisie, cabinetul funcționează interimar pentru următoarele 45 de zile. Pe perioada interimatului, guvernul are puteri reduse și poate adopta doar acte administrative. Totodată, Klaus Iohannis a spus că noul guvern va gestiona măsurile necesare în pandemia de coronavirus, inclusiv campania de vaccinare, va prezenta urgent măsuri de reformă și va prezenta cât de repede posibil un proiect de buget pentru anul 2021. Următorul guvern va fi investit după constituirea noului parlament, adică după data de 20 decembrie. Alianța USR Plus îl propune la consultările de la Cotroceni pentru funcția de premier pe Dacian Cioloș, a declarat copreședintele Alianței Dan Barna, care spune că demisia lui Ludovic Orban din funcția de premier este o decizie luată în cadrul PNL. El a subliniat că USR Plus merge la Cotroceni cu această propunere foarte serioasă și foarte asumată pentru funcția de premier, dar dacă președintele va avea o altă decizie, reprezentanții Alianței se vor așeza la masa negocierilor. Dan Barna susține totodată că situația generată după demisia premierului Ludovic Orban arată cât de important este ca în zilele următoare să aibă loc aceste negocieri pentru constituirea coaliției de guvernare, pentru a ajunge într-un termen cât mai scurt la un guvern stabil care să poată să ducă mai departe guvernarea. Președintele României a luat act de demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al României și l-a desemnat ca prim-ministru interimar pe Nicolae Ionel Ciucă pentru a îndeplini atribuțiile prim-ministrului până la formarea noului guvern. Ministrul Apărării Nicolae Ciucă s-a înscris în PNL în octombrie și a candidat la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 pentru un loc în Senat. Fost șef al statului major, generalul Nicolae Ciucă a cerut trecerea în rezervă anul trecut, când a fost propus să ocupe funcția de ministru al Apărării, întrucât standardele NATO impun ca această funcție să fie ocupată de un civil. În perioada pandemiei, ministerul Apărării s-a implicat în gestionarea crizei sanitare, furnizând inclusiv manager militar pentru spitalele aflate în dificultate. Firmele afectate pe perioada pandemiei au posibilitatea să-și plătească dările către stat în interval de 12 luni de la data la care solicită și li se acceptă eșalonarea. Ordonanțe de urgență le dă dreptul firmelor care au acumulat debite de la debutul pandemiei și până acum să amâne plata acestora și să plătească în rate către fisc. Concret, potrivit ordonanței de urgență, societățile care au acumulat datorii către stat pe perioada stării de urgență și pe perioada stării de alertă pot cere eșalonarea la plata a acestor datorii pe perioadă de un an, iar firmele care au acumulat datorii către ANAF în pandemie trebuie să depună doar o cerere de eșalonare.
Ungaria menține până în 11 ianuarie 2021 restricțiile în vigoare, inclusiv interzicerea circulației după ora 19, pentru a reduce numărul de noi cazuri de COVID-19, conform premierului ungar Viktor Orban. Ungaria a impus parțial pe 11 noiembrie restricție de circulație, inclusiv cu închiderea unor școli, a universităților și restaurantelor, după ce s-a înregistrat o creștere a cazurilor noi de COVID-19, cea mai mare de la începutul pandemiei. Budapesta a raportat luni 3870 de cazuri noi de infecție cu coronavirus și 116 noi decese din cauza COVID-19. Numărul total al cazurilor de infecție a ajuns în prezent la 254.148, iar al deceselor din cauza COVID-19 la 5.984. Aproximativ 8.000 de persoane sunt spitalizate, din care 647 sunt la terapie intensivă. Totodată, Ministerul Ungar al Resurselor Umane a precizat că între 3.000 și 5.000 de cetățeni maghiari ar putea participa la testele clinice cu vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Rusia. Ungaria și-a asigurat până acum 12 milioane de doze de vaccin de la companii farmaceutice și este în negocieri cu China și Israel despre potențiale livrări de vaccinuri.